salutare, bă, băi, și bine v-am regăsit la un nou episod din Fuzorul Zăpatul. Pentru câteva secunde l-ați văzut pe micu, de fapt, îl vedeți și acum. N-am ce să-i fac și în pușcă dacă intră tot cirpește, pentru că știe că filmez și nu mă pot. Deci, prinde de el. Bun, în acest episod avem din anul 12, dar mai întâi avem 4 urci pinori. Să vedem, vedem ce ne pică. Ne-a dat un Megan RS, care îl avem odată, 12.000 cără. Să vedem ce se putea opri și la Camaro. Mi-a dat o șapcă. Până acum mi-a dat doar gere. Gheră. Dar e legendară, poate vând pe, nu știu, 100.000. Cât e legendară până la vânzare și numai gheră. Mă sus la o Ferrari din 2014. Nice. Bă, cam așa arată zonda care ne-am primit la, nu știu ce update, cadou. Cadou din partea forței. Nu uitați, apăsați butonul de like. Bă, apropo, dacă la episodul ăsta se fac 100 de like-uri, eu mâine pun un alt episod din Fuzorul Zăpatul. Are accelerația bună, un top speed bun, fiindcă este 9.3, este destul de bun. Accelerația era 10, launch 10, are 1300 de kilograme sau 1200. Alunecă puțin, puțin cam mult de fapt, dar nu avem ce să facem. Asta e paganizon, dar nu ce să-i faci. Patinează. E tonată la maxim. Oi! Să-mi bag. Ah, trebuie să o las acolo. Ok, la 7. Aaaaaii! M-a luat ăsta cu Lamborghini, mă. Loc 8 din 12. Hai că poate mai luăm și noi câteva locuri. Dar ce sumă e, mă, că? E foarte prost la curbe. Deci, ce nu-mi place mie la mașina asta este că ia foarte prost curbele. Curbele sunt, mă refer. Așa, vreau. Uite, nu ia curbă, uite, nu ia curbă și când a curbă, intră în dreapă și foarte mare și nu mai poți să o ții pe loc. Da, deci bine că n-am dat eu banii pe ea și mi-a dat jocul complet gratuit, dar să fiu sincer, mă așteptam la mai mult din partea aia. Pagani, zonda. Ce zici tu aici dacă veneam cu o mașină normală? De o Bugatti, BMW, Audi. Nu făceam chestia aia să mă duc așa urât să patinez. Mai n-am și mai câteva locuri. Nu cred că mă iau niciun loc. Nu, no, loc 8. Da, e greu de manevrat această mașină. Hai să level up. Am făcut level up. Nice. Din de 125.000, fac. Dar sunt bun și ăștia. Acum vreau să fac un top speed pe autostradă. După aia dacă mai băgăm un
o cursă ceva. Nu are sens să pe off-road. De abia să discut-o pe stradă, dar pe off-road e nenorocire, cred. Uite și tu cum pleacă de fund. Nu e om, dar pă. Nu știu cât are suta, dar nu știu. Vreau să te trezeci? Vreau să te șoptezeci? Vreau să te nouăzeci? 400? 403, 405, 408, 409 am văzut maxim. Dacă dau puțin înapoi să fie viteza aia. Bă, la viteză... Na, mi-a curbe... Cred că asta e mai mult de dragă. Că n-are spiritul ăla de mașină agresivă, de curbe, de... Nu are. Nici o mașină doar de linie dreaptă, adică așa zic eu, sau când de curbe, pur și simplu trebuie să o pui frână să le iei, adică dacă e să compari un Lamborghini sau un Bugatti Veyron sau orice altă supercar pe lângă eu, poate nu-i domn, dar o cam bate rău de tot. Uite, facem acum un drag. Surprinzător am ajuns pe primul loc. După câte vă ziceam, mașina asta este de dat 100%. Nu e zonda, băi, e era aia. O vedem la furzător. Hai să vedem. Așa conducem și așa putem. Din tot personal. In 400 meters, să vedem cum se conduce și așa. Dar în bordul mașinii, cum arată în interior, merge foarte mult. Deci că ești pe un vas de croazieră. Dar așa... N-aș băga mâna fără ea. Fac cursă cu ea să... Până... Ia o mașină bună, trage... Dar... Nu las mentor să circuite. N-ai nicio sens. Bă, băieți, am renunțat la ideea că am fuzat un live. Pentru că cine a foarte mort, ei n-avea rost. Bun. Acum o să facem un circuit. Să vedem cum se ține pe circuit. Bă, am zis că nu se ține bine pe curbe, circuit, sprint și tot așa. Dar vreau să văd dacă am dreptate sau nu. Hai să vedem. Deci viteza e maximă, este de 410 km pe oră. Mă așteptam la mai mult. Adică la o mașină legendară care costă 1.100.000, sincer mă așteptam să o prindă mai mult. Da, vedeți? Am încetinit, nu mai este linia aia roșie pe castor. Și tot mă duc în ierb. Și când e de tare dintr-o dată, patinează de te sparge. De-abia o ciu pe drum. Uai, ce să-mi bag! Ce vorbiți, tăticu, n-ai?
N-ai cum. Dacă să mă bag tare în ei, că aș vrea nu am să te vadă că dacă vreau să câștig cursul, trebuie să mă bag tare. Uite, am pus acum ecran în scena. Scena, din punctul meu de vedere, e cam cea mai echilibrată mașină din tot jocul. Vreau să mă umflu, n-am mai din timp. Normal, nu-i mai ajung pe ea. Adică de ajuns putea ajung ăla. Dar nu-i... Nu o să-i depășesc. Nu cu 3. Și pe cu 3 cred că o să rămân. Cel mai probabil. Da, locul 3. Nu știu, bă, spuneți-vă și voi părerea despre această mașină. O să mă uit la toate comentariile și... Da, spuneți-vă părerea despre această mașină. Bă, băieți, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă se fac 100 de like-uri, vom posta un următor video din Fortnite Horizon 4. Deci până atunci, v-am salutat. Ciao!